Pandemia de COVID-19 a făcut ca alte afecțiuni, unele poate chiar mai grave, să fie trecute pe plan secund. Aici intră și afecțiunile oncologice, printre care și ciroza, iar pentru tratarea acesteia la Spitalul Municipal din Orăștie, o echipă de tineri doctori vine în sprijinul pacienților cu o noutate medicală pentru județul Hunedoara, ligatura de varice esofagiene. Este vorba despre o intervenție chirurgicală la care este nevoie de mult sânge, iar la operații vor fi folosiți trombociți, care vor fi trimiși la spitalul din Orăștie de către Centrul Județean de Transfuzie Sanguină Hunedoara Deva. În județul nostru se va demara sau se va deschide, va fi, cred că, o prioritate sau o noutate, un centru pentru ligatură de varice esofagiene la Spitalul Orăștie. Această intervenție este din nou o intervenție care solicită sânge, solicită trombociți. Există o echipă de medici gastroenterologi, tineri, care fac o intervenție, ligatură de varice esofagiene, dar nu sunt eu în măsură ca specialist gastroenterolog. Este vorba de o anumită intervenție pentru pacienții cu ciroză, care solicită aceste terapii cu sânge și trombociți. Solicitarea venită de la Spitalul Municipal din Orăștie a fost o surpriză și pentru cei de la Centrul Județean de Transfuzie Sanguină, care depun toate eforturile de a face stoc de trombociți, un produs extras din sânge și care este foarte perisabil. Și pentru mine a fost o noutate când am primit aceste solicitări. Le-am adăugat, ca să zic așa, în lista noastră lungă de solicitări, mai ales pentru acest produs de mare sensibilitate, trombocitul. De ce vă spun? Pentru că este un produs foarte perisabil, care necesită, este valabil 5 zile și care necesită și condiții speciale de preparare, condiții speciale de păstrare, și deja trebuie să ne mobilizăm cu forțe foarte, foarte puternice pentru a face față și a avea stocurile necesare. Acest produs sensibil, v-am spus, este solicitat și de alți pacienți internați cu COVID sau de boli hematologice sau oncologice. Din păcate, cererile de sânge de la spitalele hunedorene sunt foarte mari, iar stocurile Centrului Județean de Transfuzie Sanguină sunt limitate. De aceea, toți hunedorenii apți din punct de vedere medical sunt așteptați să se alăture campaniei Donarea de Sânge, o faptă bună în tolba lui Moș Crăciun, inițiată de Centrul Județean de Transfuzie Sanguină. Se poate dona sânge la centrele fixe de recoltare din Deva, vis-a-vis de Casa de Pensii, la Hunedoara, la etajul al doilea al Policlinicii Spitalului și la Petroșani, la Policlinica Stomatologică, la etajul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 12. De asemenea, donatorii sunt rugați să urmărească pagina de Facebook a Centrului de Transfuzie Sanguină Hunedoara Deva și CTS Deva, pe care se anunță în ce locații vor fi prezente caravanele mobile de recoltare de sânge.